Organizația Municipală PSD Alexandria l-a reconfirmat pe Victor Drăgușin în funcția de președinte în cadrul conferinței organizate luni seara. Toți colegii, mai ales că prin vot și-a exprimat dorința, mi-au dat încă un mandat de încredere, ceea ce este important pentru mine, mai ales că Alexandria este în reconstrucție, Alexandria nu are timp să se oprească, sunt atâtea fonduri pe care le-am abordat și până la urmă poate mai puțin oameni își dau seama sau îi interesează, fără suportul politic în Consiliul Local, fără o majoritate, și municipiul Alexandria o are prin Partidul Social Democrat, nu putem genera aceste proiecte sau prin niște compromisuri care până la urmă frizeau chiar legalitatea. La conferința Organizației Municipale Alexandria a participat și președintele PSD Telorman, Adrian Gâdea. Vorbim de PSD Alexandria, vorbim de cea mai reprezentativă organizație la nivelul județului. Și asta datorită rezultatelor pe care le-au obținut cu ocazia fiecărui scrutin electoral. Organizație puternică, sigur, colegul și prietenul meu Victor i-a reconfirmat. Nici nu mă gândeam că nu se întâmplă așa și nu doar că a fost reales, ați văzut și bucuria colegilor și așteptarea acestui moment. Săptămâna viitoare, pe 16 noiembrie, vor avea loc alegerile pentru organizația județeană a Partidului Social Democrat.